O explozie urmată de un incendiu a tulburat liniștea unui cartier din Medjidia. Un bărbat a ajuns la spital cu arsuri și zeci de persoane au fost evacuate din cauza unor acumulări de gaze de la o butelie. Explozia s-a petrecut vineri dimineața la ultimul etaj al unui bloc de garsoniere din Medjidia, în momentul în care locatarul garsonierei a aprins lumina. Întrucât blocul nu este racordat la rețeaua de gaze, cel mai probabil deflagrația a fost provocată de o acumulare de gaze de la o butelie defectă, singura sursă de gaz din locuință. Explozia a fost urmată de un incendiu minor care a fost lichidat în scurt timp de pompieri. În urma exploziei, bărbatul a suferit arsuri de gradul 1 și 2 pe aproximativ 30% din suprafața corpului și a fost transportat la spital. Zgomotul puternic a semănat panică printre locatarii blocului care au ieșit speriați în stradă. Surflul exploziei a spart geamurile și a distrus ușile locuințelor învecinate. În total, 13 garsoniere au fost afectate. O echipă de specialiști în construcții va stabili dacă explozia a afectat structura de rezistență a clădirii.